Astăzi, de sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena, elevii și profesori liceului Carol I din comuna Valea Doftanei au sărbătorit ziua instituției de învățământ. Anul acesta, în anul școlar, deci 2012-2013, am putut să fim gata cu pregătirile absolut necesare momentului, pentru a fi la înălțimea momentului, și am pregătit o placă comemorativă care să marcheze acest moment. Am fixat ca ziua școlii să fie în ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena, pentru a o dedica reginei mamă Elena. La eveniment a fost prezent alături de primarul comunei și un reprezentant al casei regale. Astăzi am avut aniversarea Liceului Tehnologic Carol I, un eveniment de deosebită importanță pentru comunitate. Avem un liceu reprezentativ la nivel de județ Prahova, atât prin corpul didactic, prin elevii pe care îi avem, cât și prin dotările pe care am fost aproape de acest liceu și le avem, astfel încât elevii să aibă o bază materială și tot ceea ce au nevoie ca să aibă performanțe la învățământ. Copiii sunt minunați, am văzut puțin școala, am vizitat-o astăzi și mă bucur că standardele de aici sunt la un nivel mult, mult mai ridicat decât mă așteptam. Elevii care au participat spun că sunt mândri de școala lor. Este o zi foarte importantă pentru comuna noastră. Este ziua mamei reginei Carolului I, regina Elena. Evenimentul acesta reprezintă o importanță foarte mare pentru școala noastră, de fapt. Reprezintă prestigiul școlii și ne bucurăm că și școala noastră a ajuns să aibă un nume. Este important pentru că este ultimul an al nostru aici în școală, suntem elevi în clasa 12-a și ne bucurăm să luăm parte. Cu ocazia acestui eveniment au fost premiați elevii cu rezultate deosebite la învățătură și dascălii care au ieșit la pensie.